America Express 2023. Echipa pentru care situația se schimbă radical în următoarea ediție. Nimeni nu se aștepta la asta. A începe etapa a șaptea pe drumul soarelui, la America Express, cu o surpriză de proporții. Ana Maria Prodan intră în competiție alături de Romica și Cătălin Sociu, în rolul handicapului primit de ei după ce au fost salvați de soarele verde. Astfel, dacă la finalul cursei pentru ultima șansă din ediția trecută, Romica și Cătălin Sociu s-au bucurat că au primit o nouă șansă în competiție, la careul din seara aceasta se vor afla în fața unei noi descoperiri. Este momentul în care li se dezvăluie prețul plătit pentru că zeul soare i-a iertat la finalul etapei trecute. Ana Maria Prodan îi va însoți de-a lungul unui traseu care se anunță extrem de dificil. De la muncile pe o plantație de cacao la cazările problematice, concurenții vor simți din plin că înaintarea pe drumul soarelui este din ce în ce mai grea.